Браво! Презентацию в Аварок! Примирин в Афіліччетемку. Да, в Афіліччетемку. Сарбаторі. Благодарим санататеш. Тас надежди каз в Афілові Маймонте. Дай пцина лумину, цели карі пцина. Mulțumesc de felicitări și felicit și eu toți cișnămienii, toată Moldova, cu anul nou și în anul care vine să fie mai bine ca anul ăsta care a trecut. Cum vă numiți? Ion îmi spune. Ion. Sunteți un muzician profesionist, așa mă înțeles? Că... Păi am făcut carte cândva, mă rog, a fost, eram tânăr, eram frumos. Și acum sunteți? Terminat la Soroca, mă înțeles. Soroca, da, am terminat Soroca. La Soroca? Da, asta a fost de mult. Vechi, pe fotografie erau 23 de muzicanți. El a avut fanfară pe timpul Jelea și a condus-o. 23 de muzicanți erau. Este o dinastie. Da, dinastia Rușineanu. Aha. Vă arăt și o vizită am aici. Dați-vă. Și acolo chiar scrie pe dinastia Rușineanu. Aștia sunt doi copii ai mei care sunt muzicanți asta, foarte buni. Fetist și a rămas eu în urma lui și din urma mea rămân ai mei copii și tot așa. Sunteți din Chișinău sau din Soroca? Nu, sunt la Fălești, dar trăiesc și în Chișinău. Cine a fost profesorul la Soroca? Domnul Ivan Fiodorovici Teacă, așa era, așa spuneam noi, bun, nu mai este în viață, bun profesor, foarte bun. Uh-huh. Apintrații, Gheorghe Duminică, Simeon Duminică, toți ăștia ai mei profesori, prieteni prin ziua de azi care sunt, să-L dă Dumnezeu sănătate. Dar ei tot au predat la Soroca sau da. Gheorghe Duminică, spune ziua de azi, predă la Soroca. Gheorghe Duminică. Aha, Gheorghe. Nu fratele lui Valodia Duminică. Aha, nu Gheorghe știm. Duminică... Dar este și unul acordeonist. Păi da, Vasile Duminică. Vasile Duminică. E saxofonist, conduce taraf și ne strene amuia în Soroca, ca să știți dumneavoastră. Da, asta și... Asta e mare istorie. Am înțeles, dar care muzică... Ca să spun multe, trebuie să stau mult. Ce fel de muzică vă place mai mult să cântați? Dacă merge vorba de unul, e clar că muzică populară. Dacă merge vorba de aici, mai mult cânt de ascultare de șică. Este lume și, mă rog, nu pot să zic că așa sunt mai moldoveni, nu? Da, și dar diferiți. Muzică, trebuie să cânt, să intru în voi la oricare. Am lucrat cândva și la Casa de Cultură, am fost șef și în Păunaș, și în orchestra lui Negri de la Fălești, am cântat. Mă rog, la conservator nu v-ați dus, nu continuați. Pentru că eram în Soradea cu și... La trubă și... Laureat a Republicii, la promoția nouă Tamara Ciobană, singur Maria Veșu, cu medalia în engleză, zic așa. A fost interesant, timpurile cele. Fata a terminat academia aici în Chișinău. Academie de muzică? De artă. Eu cred, v-am spus, muzică de ascultare mai mult, nu-mi permit să fac muzică mult populară. Fac și populară, dar nu numai populară. Pentru că obișnuiesc altă lume și n-aș vrea lucrurile să se întâmple. Pentru toată lumea. De exemplu, se întâmplă că vine, trece omul și cere, vă rog, cântați un vals sau ceva, eu știu. Se întâmplă, și des se întâmplă. Păi, cui îndeplinesc gustul, cui nu. Aha. Depinde și ceri, că... La restauranturi, nu mai n-ați cântat la restaurant, nu. De... Bine, mulțumesc pentru muzică frumoasă, da. Populară și acum ceva ne propun altceva. Melodie de-a lui Mihail Runceanu, România.